Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Viața Gorjului, vorbind despre proiecte în educație. Avem ca invitat pe domnul profesor Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru, căruia îi spunem bun venit la emisiunea noastră. Bună seara! Începem discuția despre proiecte, pentru că astăzi a fost o zi specială la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru, dar o să începem cu o veste, să zicem, și mai specială, în sensul că după mai mulți ani un ministru al educației vine în Gorj. Vizita se va petrece chiar mâine. Sorin Câmpeanu, ministrul educației, va fi, să spunem așa, însoțit de mai multe oficialități ale ministerului la Gorj. Ce știți despre acest program, mai ales că directorii de liceu, am înțeles că ați fost informați mai mult despre această vizită? Da, am fost informați și o să participăm mâine la o scurtă ședință în prezența domnului ministru, care va avea loc la ora 9 la Colegiul Spiru Haret. Iar, din câte știu, după conferința de presă pe care o va ține domnul ministru tot la Colegiul Spiru Haret, va efectua scurte vizite în câteva școli și, de fapt, școli generale și licee din Târgu Jiu și din județul Gorj. Da, această vizită, să spunem așa, ar fi trebuit să se mai desfășoare acum un an cu celălalt ministru, dar din motive obiective vizita n-a mai avut loc. Iar apropo de veștile bune, și după aceea trecem și la partea tematică a noastră de astăzi, veștile bune dinspre Ministerul Educației se referă la faptul că din luna martie demarează un proces care va dura câteva luni, probabil până în toamnă, prin care de la inspector general, inspector școlar general adjunct și până la directorii de școli generale, pentru că directorii de licee, clar, și sunt concursurile să le organizează tot Ministerul Educației, toate aceste funcții, aproximativ 120 de funcții de acest gen din învățământul gorjean, vor fi scoase la concurs. Da, și aceasta este un lucru bun, e un lucru, se intră oarecum în normalitate, se lasă lucrurile să intre pe anumit făgaș. Acum există și metodologiile de examen. Până acum era doar legea, dar acum există și metodologiile și cred, din acest punct de vedere, că este un lucru bun. Trecem la, să spunem, unul dintre evenimentele cele mai importante de astăzi, inclusiv pentru mass media locală. Proiectul Un Zâmbet pentru Tine, un proiect care a ajuns la 7-a ediție, pe care îl organizează liceul pe care îl conduceți. Un proiect care are o tematică socială extrem de pronunțată. Practic, cei care participă la acest proiect, elevi, profesori, invitați până la urmă, contribuie toți la ajutorarea, sprijinirea unor copii cu probleme materiale, ca ei să nu abandoneze școala și să meargă mai departe. Despre ce este vorba? Da, aici cred că ar trebui să fac așa o paranteză mai amplă. Apropo de paranteză, o să rog pe colegii din regie să dea drumul și la niște imagini, atât de la momentul când, să spunem așa, se pregăteau acele mărțișoare și cadouri, cât și de la festivitatea de astăzi. Dumneavoastră, puteți să... Da, acest proiect este un proiect mai amplu pe care noi îl desfășurăm, așa cum spuneți, de 7 ani. S-au pornit la inițiativa câtorva elevi de liceu de la două clase, care observând că un coleg cu resurse financiare relativ reduse, s-au gândit că poate ar fi bine să-l ajute să-și finalizeze cursurile, pentru că din aceste considerente, la un moment dat era în situația de a nu mai putea frecventa cursurile. Da, aici sunt prezentate în acest moment într-un spațiu unde elevii confecționează aceste mărțișoare, obiecte, cadou, suveniruri, felicitări și multe altele, pentru că e vorba de mai multe produse. Câți copii așa au fost în cei care au făcut mărțișoare? Deci nu vorbim doar de mărțișoare, sunt multe produse și apreciem că peste 100 de elevi s-au implicat în aceste activități. Da, noi avem aici câteva imagini doar de la prima, când se făceau câte ceva, când se lucra. Da, aici se lucrează doar mărțișoare, dar sunt multe, multe altele, pentru că sunt unele... În funcție de tipar, în funcție de specificul fiecărui obiect, s-au lucrat în mai multe părți, iar într-adevăr mărțișoarele sunt cele mai populare și bănuiesc că
Și de suntem aici, în sunt și, luna da, care premerge, în luna, zilele care premerg da, sărbătoarea mățișorului. Da. Și așa cum spunea și noastră, este o acțiune la care participă pe lângă elevi și profesori, dar și părinți. Iar asta ne bucură foarte mult, faptul că de la an la an părinții sunt tot mai mult alături de noi și cred că deja am intrat în... imaginele de astăzi. Da, în imaginele de astăzi, când ele deja au fost, deja au fost afișate pe holul instituției. Este vorba de cele 3 ore în care instituția noastră deschide porțile și oricine din comunitate locală, părinți, elevi, oficialități locale, poate da o mână de ajutor și poate achiziționa. Oameni de afaceri au fost invitați și fiecare poate cumpăra, achiziționa un... O parte din aceste produse, exact, care nu sunt mărțișoare, nu sunt altceva, dar... Nu sunt mărțișoare, sunt diferite obiecte, pentru că vine și ziua, așa cum spuneați, de 8 martie. Acum avem câțiva, avem produse de toate, au fost produse mult mai large, am avut inclusiv flori care au fost donate de către părinți ca din vânzarea lor, din banii obținuți să se plătească aceste burse. Observați acolo, sunt și produse textile de sezon, cu motive de sezon. Avem și copii care se pricep la asta, adică ei studiază da, acest lucru. Da, e vorba de elevii de la designer vestimentar care au făcut aceste produse și le-au expus vânzărilor. Aici cred că sunt, e vorba de felicitări. Anul acesta s-au bucurat de un mare succes. Foarte multe dintre ele au fost făcute de elevi, dar foarte multe au fost făcute inclusiv de către de părinți și de profesori. Da, o parte dintre doamne profesoare, da. Și de invitați. Da, și de invitați. Și de invitați. Noi ne bucurăm că în acest an și în acest an micul nostru târg de mărțișoare s-a bucurat de atenția presei, de atenția oficialităților locale și a oamenilor de afaceri. Uitați, vorbeam de aceste felicitări care au avut mare succes și care s-au achiziționat printre primele. Trebuie spus din capul locului că aceste produse nu au preț. Ele sunt oferite la vânzare, ele sunt oferite, să zicem, oarecum la vânzare, dar fără preț. Fiecare intră, le observă, alege și dăruiește o sumă pe care este el dispus să o dăruiască pentru a se constitui în burse. Sunt și mărgele, sunt și coliere, sunt o grămadă de brățări și multe, multe alte podoabe. Aici sunt aspeții, dar da, sunt, da, aici ne bucurăm că elevi de la alte licee au fost alături de noi și au venit, e vorba de elevii de la Liceul 5 și mulțumesc în această cale doamnei directoare Mrejeru, care ca în fiecare an vine cu copiii din liceul, din consorțiul nostru și ne sprijină în strângerea de fonduri și țin să le mulțumesc pe această cale. Da, ne bucurăm că și în aceasta în oficialitățile, spunem, a fost alături de noi. Consider că este un lucru bun, comunitatea locală este aproape de copii și că în aceste vremuri în care țara noastră este lovită de criză, în care o grămadă de copii au părinți plecați în străinătate, încât în aceste momente grele populația este alături de noi. Aceste produse, unele s-au vândut astăzi, s-au vândut. Deci au fost. Au luat calea, să spunem, da, unor beneficiari. Ce se întâmplă cu celelalte care au rămas? Că au mai și rămas, noi nu au fost, să spunem, da, așa, toate date. Da, o parte din ele vor merge, pentru că avem mai multe invitații de la mai multe, de exemplu, la Consiliul Județean, de la alte instituții locale, pentru a merge în cadrul acestor instituții și angajații acestor instituții să-și poată achiziționa pentru ziua de 1 martie, pentru sărbătoarea acestei zile, astfel de obiecte, urmând ca ceea ce rămâne de la aceste, ceea ce rămân, să zicem, nevândut și
le vom oferi noi angajaților, agenților economici, parteneri, ca o recunoștință pentru că ne suportă an de an în mijlocul dumnealor, că ne sprijină cu realizarea practicii tehnologice a laboratorilor de producție, da, pregătirea pentru elevii noștri. Acest proiect, spuneam, are o notă de originalitate extrem de accentuată prin faptul că se ajută cei care au o anumită problemă. Liceul dumneavoastră, ca și alte licee din Târgu Jiu, mai ales liceele tehnice, aveți foarte mulți elevi navetiști. Foarte mulți elevi care fac extrem de greu față acestei navete, datorită faptului că știm, așa cum intrează, deci Ministerul decontează această navetă, dar la o perioadă de timp. Și cum au fost întârzieri, practic copilul poate să beneficieze de decontarea navetei, dar să nu aibă cu ce să vină efectiv la școală. Poate și un proiect de acest gen sau altele de această natură pot ajuta și mai mult ca acești copii să meargă la școală. Tocmai acești elevi sunt vizați de noi, pentru că, trebuie spus, țara noastră are un număr de elevi care abandonează cu mult mai mare decât media europeană. În fiecare an, Uniunea Europeană își propune, țara noastră își propune să reducă drastic această cifră, dar totuși rămânem undeva, chiar dacă de la an la an se simt mici progrese, totuși țara noastră rămâne undeva în spatele listei sau în fruntea listei cu cei mai mulți copii care intră în abandon școlar. Din studiile efectuate și lucru certificat, mai ales în instituția noastră, am constatat că lipsa problemelor sau problemele materiale, dificultățile cu care se confruntă aceste familii, fac ca să fie principalul motiv pentru care elevii abandonează școala. Iată, ăsta este motivul pentru care, principalul motiv pentru care noi derulăm acest program. Așa cum spunea și noastră, liceele tehnologice, dar și liceul nostru, în liceul nostru, aproximativ 55% din elevi sunt din zonele limitrofe Târgu Jiului și chiar mai departe. Sunt zone în care se poate face naveta ușor, dar zone în care naveta este foarte greu de făcut și este și chiar imposibil de făcut cu abonament, astfel încât să fie să zicem așa, decontat. Să beneficieze de decontare. Să se poată deconta, pentru că nu se poate face acel abonament. Și atunci copilul trebuie să identifice anumite oportunități ca să ajungă și să plece la școală. Dacă ne mai gândim că zona noastră a Gorjului a fost foarte lovită de criză în ultimii ani, că e oarecum o zonă monoindustrială, că un număr foarte mare de părinți sau de elevi au părinții plecați în străinătate, iar an de an, prin activitățile pe care le facem, ne dă seama că problema aceasta crește de la an la an, este clar că trebuie făcut ceva, pentru că acești copii ajung, chiar dacă vor să vină, ajung în imposibilitatea de a mai frecventa cursurile. Iar noi ne-am gândit că ar fi bine să le dăm acest avantaj. Dar trebuie spus că Un Zâmbet Pentru Tine nu este un proiect care presupune că într-o anumită perioadă se fac niște mărțișoare și acestea se vând. Este un proiect mai amplu, chiar dacă ideea de bază a fost să confecționăm repede niște mărțișoare. Și dacă ne întoarcem la ideea, la bulgărele care a pornit, la ideea care l-a lansat, așa cum vă spuneam în începutul emisiunii, era vorba de elevi de la două clase care vrând să-și ajute doi colegi care erau aproape în situație de abandon școlar, s-au gândit la diverse soluții, pentru că au scos din start ideea să plătească să plătească lunar fiecare o sumă mică, un leu, 50 de bani, să plătească să le plătească ei abonamentele la cei doi copii. Și s-au gândit să găsească o soluție, iar soluția a fost această oferire de burse sociale, care este una, cred eu, foarte generoasă, pentru că elevii muncesc, nu dau bani, dar dăruiesc din timpul lor, părinții dăruiesc din timpul lor liber, muncesc pentru a realiza aceste produse, care mai departe sunt oferite spre vânzare, deci pur și simplu nu se pierd, pentru că toată lumea dăruiește în această perioadă o floare, un mărțișor, o solicitare, și atunci s-au gândit ei că ar fi o oportunitate care
ar putea fi valorificat astfel încât elevii să nu se simtă nici lezați că primesc bani din buzunarul unui alt coleg, ci pur și simplu primesc o bursă socială. Iar după primul an, unde am avut un succes foarte mare, după primul an ne-am gândit că poate ar fi bine să împământenim acest lucru și ne-am gândit de ce n-am face un proiect și aceste activități să nu fie unele oarecum sezoniere, în care începând în luna decembrie să începem să confecționăm diverse produse. Ce ar fi dacă am realiza activități de voluntariat care să se desfășoare cu regularitate pe tot parcursul anului. Și aici trebuie să spunem că în acest proiect Un Zâmbet Pentru Tine s-au realizat foarte multe activități. Elevii noștri au gătit și au vândut produsele. Mămicile elevilor au gătit și au vândut produsele. S-au făcut diverse concursuri, diverse tombole, astfel încât banii obținuți să se întoarcă către, sub forma de aceste burse pentru elevii care chiar au nevoie, care vor să urmeze cursurile, iar pentru care, din păcate, noi ceilalți, societatea, nu facem mare lucru. Ați identificat, să spunem așa, masa critică a elevilor care au nevoie de ajutor? Cam la ce s-ar duce? Masa critică și aici trebuie să spunem că să zicem în fiecare an masa critică în ultimii ani, să știți, a crescut. Dacă în primii ani erau 4-5 deja, acum s-a ajuns la 10-12. E vorba de elevi și e foarte neplăcut când vine un părinte și îți spune, știți, nu pot să-l mai trimit la școală pentru că nu am niciun sprijin material. Acum, nu numai liceul, nu, cred că toate liceele se confruntă cu foarte multe situații. De exemplu, o situație aparte este, e vorba de elevii care au părinți, dar care de fapt sunt singuri acasă. Ei nu sunt nici orfani, au părinți, în mod normal ar trebui să beneficieze de sprijinul, să-și continue studiile, însă din anumite motive, pentru că sunt plecați la muncă în străinătate, ei sunt singuri. Odată cu criza care s-a bătut asupra vestului Europei, aceștia au fost, să știți, primii loviți, pentru că n-au mai putut trimite banii acasă. Foarte mulți din acești părinți nu au tutori desemnați cu care să poți discuta legal anumite lucruri. Și aici știm, pentru că am încercat să facem o serie de proiecte care să-i vizeze în special pe elevii care sunt din mediul rural și pe elevii care au astfel de probleme financiare. Și ne-am lovit de foarte multe ori de problemă că atunci când vreau să-l trimitem pe un copil să plece să studieze, să zic, o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni într-o școală din străinătate, elevul era în impuls să participe în astfel de proiecte pentru că nu avea un tutor desemnat care să ne ajute să întocmim dosarele. Problemele sunt destul de complexe și trebuie abordate de la caz la caz și cred eu că societatea, credem noi de la Maghieru, pentru că așa cum s-a văzut în fotografiile pe care dumneavoastră le-ați prezentat, erau foarte mulți profesori, foarte mulți profesori și părinți care au lucrat cot la cot cu elevii, care au lucrat, am profesori în școală și aici aș putea aminti pe doamna Cătălina, care îmi spunea că ea niciodată nu s-a, în ultimele săptămâni, nu s-a dus la culcare mai devreme de ora 1 noaptea, dar și alți colegi care pur și simplu au făcut o grămadă de lucruri frumoase, le-au pus spre expoziție și le-au, dar și părinți, iar asta este un lucru fantastic. Zicem, apropo, acesta e un proiect până la urmă cu autofinanțare, deci e un proiect a celor de la Maghieru, e adevărat, e un proiect care implică foarte multe lucruri, e deja de tradiție, e în calendarul național. Însă, Colegiul Tehnic General Gheorghe Maghieru este recordmenul la nivelul județean în privința proiectelor cu finanțare european.
Am mai discutat despre asta și cu alte ocazii. Dețineți rețeta succesului în acest domeniu și nimeni nu vă poate prinde din urmă, cel puțin în această perioadă. Vă dorim ca în continuare să rămâneți numărul în acest domeniu. Mulțumim. Dar haideți să vorbim puțin despre aceste proiecte, mai ales că astăzi chiar se vorbea că o parte dintre copii vor pleca chiar în aceste zile într-o altă țară, într-o deplasare pe un proiect. Da. Acum să specificăm câteva lucruri, și anume, proiectele noastre sunt făcute să urmăresc anumite scopuri. Deci nu accesăm proiecte în care elevii să se plimbe, profesorii să se plimbe. De fapt, să știți că am redus foarte mult accesările de proiecte pentru profesori. În schimb, am considerat că este bine să accesăm cât mai multe proiecte pentru elevi. Și în astfel de și acele categorii de proiecte care permit elevilor să meargă să observe anumite lucruri, să studieze, să facă stagii de practică, să participe la diverse activități de unde ei să se poată întoarce cu mult mai multe informații. Proiectul despre care spuneți dumneavoastră acum este destinat elevilor de la tehnic, e vorba de elevii de la tehnician tehnică de calcul și tehnician instalații electrice, care vor pleca săptămâna viitoare într-un proiect care se va desfășura în Slovenia, într-o școală parteneră. Proiectul se numește Eden Garden și, în principiu, este un proiect care urmărește să promoveze exemple de bune practici în ceea ce privește protecția mediului, un liceu la care, trebuie să spun că liceul nostru este un liceu, este vechiul liceu de chimie, dar un liceu cu multe clase pe domeniul protecției mediului. Și în acest liceu, chiar dacă acest liceu este din Slovenia, de fapt un campus liceal undeva la 20 de kilometri în afara unui mic orășel care s-a axat și el pe ultimii ani pe energie regenerabilă. E vorba de, și copiii vor merge acolo să vadă ce învață elevii din Slovenia privind celulele fotovoltaice, energia eoliană și alte categorii de energii regenerabile. Ceea ce cred eu că va fi foarte interesant pentru ei, pentru că chiar dacă elevii noștri au ca obiect de studiu astfel de tematică, astfel de abordări, ei niciodată, până acum nu au văzut cum arată o astfel de centrală eoliană, cum funcționează, cum se montează, iar acest lucru pentru ei va însemna foarte mult. Da, acum, făcând haz de necaz pe undeva, pentru că suntem într-o zonă în care energia produsă pe bază de cărbune este la bază, în foarte scurt timp, adică în câțiva ani, probabil această energie care protejează mediul va fi tot stăpânitoare și în România și atunci va fi mai accesibilă și pentru ceilalți, pentru ceilalți cetățeni din România. Da, eu cred că energia și energia eoliană și de energie pentru cărbune, aici aveți dreptate, și aici aș vrea să vă spun că liceul la care mergem este un vechi liceu minier care, odată cu închiderea unei mine foarte mare din Slovenia și cu reducerea dimensiunii, minea nu s-a închis, trebuie să spunem, nici centrala termoelectrică pe care o deservește nu s-a închis, din contră funcționează la capacitate maximă. În schimb, datorită programului, povesteau chiar mai mult decât în perioada când, înainte de când Slovenia era parte a fostei Iugoslavii. În schimb, datorită retehnologizării, cu un număr de personal mai redus, reușesc să producă mai mult, dar asta nu a împiedicat pe nimeni pe acel liceu, care chiar dacă are minerit, secție de minerit și acum, să nu abordeze și astfel de probleme cum ar fi energia regenerabilă, eoliană și fotovoltaică. Iar cred eu că va fi o oportunitate pentru elevii de la Maghieru să vadă astfel de noi tehnologii, pentru că, iată, inclusiv la noi în Gorj,
apar tot felul de parcuri fotovoltaice. Acestea, la un moment dat, vor trebui deservite către cineva. Da, am vorbit de acest proiect chiar acum în martie, deci copiii vor merge acolo, însă aveți și alte proiecte și cele mai interesante, mi se par, având în vedere că ați avut în ultimii ani elevi care au studiat, de exemplu, în Anglia pentru mai multe săptămâni, au făcut practica în Anglia, din câte știu, va exista, să spunem, acest tip de proiect și anul acesta. Deci copiii de la Maghiru vor merge să studieze în străinătate. Da, este vorba de cei 45 care pleacă în, vară. Aici e vorba de elevi de la trei secții distincte. Este vorba de elevi de la specializarea tehnician analize produse alimentare, tehnician tehnică de calcul și operator tehnică de calcul și tehnician ecolog și protecția calității mediului. Avem de anul trecut un parteneriat și o înțelegere, să zicem așa, traducere românească, o înțelegere de, asupra actului de pregătire, iar elevii vor merge în acest liceu, este undeva situat la marginea Lisabonei, de fapt este un consorțiu. Deci anul acesta merg în Portugalia. Da, da, da. Și anul trecut am mers în Portugalia. Deci ați avut și în Portugalia și ați avut și în Anglia sau acum 2 și ani. Și în Italia. Da, și în Italia. Deci da. În mai multe țări. Dar mai multe țări. Da, uite, completați informațiile, da. Da, iar anul acesta, pentru că eu sunt un adept al promovării dimensiunii și nu numai eu, toți colegii mei suntem adepți ai promovării dimensiunii europene a educației în învățământul românesc. Avem nevoie de modele și cred cu tărie că trebuie să ne uităm foarte mult către, mai puțin către est sau deloc către est, să ne uităm mult către vest, pentru că de acolo ne vin foarte multe lucruri, multe exemple pozitive. Și anul acesta, anul trecut, de exemplu, ca o paranteză, dacă mă refer la grupul pentru Portugalia, aș vrea să vă spun că chiar am fost întrebat cum de am reușit ca să avem parteneri pe un institut de cercetare, un institut similar celui Cantacuzino din România, pentru că acolo cu greu pătrund inclusiv universitățile, iar noi suntem un învățământ liceal, acolo se făceau analize, elevii și învățau să facă analize de ADN și multe alte medii de cultură, să creeze medii de cultură și o grămadă de lucruri care sunt foarte greu de realizat în laboratoarele școlii noastre sau în laboratoarele agenților economici de cu care ne aflăm în legătură și ceea ce cred că ne-a impresionat de fapt pe toți ar fi faptul că directorul acestui institut ne-a scris o scrisoare în care m-a felicitat pentru modul în care și-au desfășurat elevii activitatea și mai mult ne-au cerut să realizăm un material pentru că vor să-l pună undeva într-un buletin științific pe care ei îl publică ca urmare a colaborării pe care noi am avut-o. Să fi dat exemplu de bună practică este un lucru și încă de cine. Da, și încă de cine, nu este un lucru de aici, de acolo. Anul ăsta, așa cum spuneam, elevii vor merge în Portugalia, unde vor sta aproximativ un pic peste 3 săptămâni și vor realiza stagiile pregătire practică. Soțiți de profesor de la Maghiru. Da, soțiți de profesor, pentru că mulți dintre ei sunt minori și vor fi în perioada aceea și câțiva profesori, e vorba de alți profesori, care vor merge și vor face așa numite activități de job shadowing, un fel de observare, adică profesorul portughez intră la clasă, iar profesorul român, într-o dată cu el, se așează undeva în spatele clasei și asistă la lecție și își ia notițe și observă diversele momente ale lecției, momentele didactice, instrumentele pe care le folosește profesorul și mai apoi lucrând cu acesta, la întoarcerea în țară să cunoască acestea, să afle cum se fac, cum se aplică și să transferăm astfel de exemple pozitive și astfel de noutăți didactice în actul de predare din cadrul școlii noastre, iar elevii noștri vor merge în laboratoarele acestui consorțiu
și vor efectua diverse module în funcție de specialitatea fiecărui elev. Avem niște memorandumuri, notele sunt acolo de la 0 la 20, notele se vor echivala, am realizat aceste grile de echivalare, iar cursurile se țin numai în limba engleză, elevii pe lângă aceste cursuri de limba engleză, aceste cursuri de specialitate participă acolo și la un curs de limba engleză, care o engleză tehnică care să-i pregătească mult mai bine pe domeniul pe care îl învață acolo. Iar la final vor fi notați, vor primi note care mai la întoarcerea în țară vor fi recunoscute și trecute în cataloge la obiectele respective. Am înțeles. Apropo de proiectele pe care le aveți, aveți o colaborare foarte bună de mai mulți ani cu liceul Iosif Bem din Ostrolenca, Polonia, da. Cel care include inclusiv schimb de elevi. De elevi, da. De fapt, trebuie spus că noi suntem înfrățiți cu acel liceu polonez. Activitățile noastre de-a lungul timpului nu au fost puține, activitățile comune. Am lucrat, elevii și profesori au lucrat în diferite activități, s-au mai întâlnit în vacanțe, însă anul acesta suntem, de fapt în ultimii 2 ani, suntem și într-un parteneriat, e vorba de vechiul Comenius bilateral, în baza căruia anul trecut 25 de elevi polonezi și 5 profesori au fost gazda noastră, au fost oaspeții noștri pe durata a 2 săptămâni. Timp în care elevii polonezi și români, însoțiți de profesori, au realizat un mic album. E vorba de un album cu personalitate română, engleză, poloneză, cu oficialități locale, am tratat oficialitățile locale de-a lungul timpului, istoria locului, tradițiile, obiceiurile. Am făcut și un site și am încercat să le promovăm, să ne promovăm cultura valorilor și valorile în rândul populației, în rândul populației poloneze. Acum trebuie spus că la anul trecut am avut aici elevii noștri care participă anul acesta în Polonia, s-au întâlnit și cu domnul ministru, cu domnul ambasador al Poloniei la Muzeul Județean, s-au realizat mai multe activități, e vorba de activități care să promoveze cultura poloneză în județul Gorj, dar și pentru că nu știu câți dintre noi ne mai aducem aminte că Târgu Jiu a fost o a doua casă pentru o bună bucată de vreme în timpul celui de-al doilea război mondial, iar că pentru o scurtă perioadă de timp Craiova a fost chiar, să zicem, un fel de capitală, pentru că acolo se găsea guvernul polonez în exil. Iar anul acesta este rândul elevilor noștri să meargă să cunoască și să realizeze cealaltă jumătate a albumului. E vorba de acea jumătate care conține, care vrea să promoveze tradițiile, obiceiurile, personalitățile poloneze din zona orașului Ostrołęka. Da, am vorbit de proiecte, ați amintit o parte din ele, dar mai sunt și altele. În permanență facem selecții pentru copii, încurajăm să participe, suntem foarte atenți la a promova elevii care vin în clasa 10-a, pentru că în mod normal și anul acesta și anul viitor, având aceste proiecte câștigate, cei care vor ajunge în clasa 11-a vor avea posibilitatea să aleagă să facă practica în școli din străinătate. Și atunci încurajăm tot timpul pe cei de clasa 9 să participe în proiecte mai scurte, de câteva zile, 5 zile, o săptămână,
la schimburi de experiență, pentru că este foarte important să cunoască o limbă străină, să afle mai mult despre civilizația europeană. Acum câteva zile am fost la un curs, la o prezentare, mai bine spus, și am fost, nu știam că în atâtea țări europene, de exemplu, universitățile sau învățământul post-liceal și universitar este gratuit. Și este gratuit nu numai pentru danezi, de exemplu, este gratuit inclusiv pentru românii care merg să studieze acolo. Ceea ce cred că este o oportunitate pentru elevii să afle mai de timpuriu despre aceste lucruri, astfel încât atunci când ajung în post-liceale, în facultăți, să poată să beneficieze de aceste lucruri. De ce nu, când merg la agentul economic, cred eu, contează foarte mult că un astfel de elev n-a învățat doar în laboratorul de la Magheru sau într-un agent economic, ci a mers în multe alte zone și a învățat efectiv cum se face cu soluții, cu materiale la discreție, unde nu se pune niciodată problema că ai grijă că se consumă materialul, ai grijă că este scump și așa mai departe. Înainte de a vă citi și câteva mesaje, aș vrea să vă întreb, apropo de aceste proiecte, și am amintit, elevii și profesorii de la Magheru au fost sau vor merge în multe țări din Europa. Ați avut și spuneați mai devreme, apropo, comparația cu Danemarca și cu toate celelalte. Cum ați văzut sau cum e percepută pregătirea elevilor români, în cazul de aici, cazul de la Magheru, în comparație cu elevii din Portugalia, din Polonia, din Danemarca, din Slovenia sau din alte țări pe unde ați mai mers? Da, acum trebuie spus că totuși pregătirea elevilor noștri în ceea ce privește, mă refer strict partea profesională, este oarecum lasă un pic de dorit, pentru că trebuie spus, laboratoarele noastre au fost dotate ultima oară prin anii 90, sunt depășite oarecum moral, dar și fizic, tehnologia a evoluat foarte mult, dar ca alte exemple, anul trecut am însoțit un grup de elevi în centre din Italia, unde făceau practica și unde nu se mai aplica în niciun fel de analiză chimică care urma să detecteze prezența mercurului, a anumitor nitrați, a anumitor substanțe în apă, în sol, totul se făcea automat și nu se făcea în câteva zile, ci se făcea pur și simplu pe loc. Aparatură modernă, aparatură computerizată, practic oamenii care operau, puțin dintre ei mai știau care sunt reacțiile chimice care stau la baza acestor determinări. Însă, vreau să vă spun că elevii noștri nu s-au făcut de râs, ci aș vrea să vă spun că peste tot au fost primiți foarte bine și au lăsat o bună impresie a școlii românești. Dar trebuie spus că pentru atunci când, după ce un elev este selectat un astfel de proiect, el intră într-un fel de tabără de pregătire, unde timp de mai multe luni de zile va studia în afara programei școlare câteva ore pe săptămână limba engleză, după care va beneficia de o pregătire culturală și pedagogică care să-l familiarizeze cu modul în care se învață în țara respectivă, în modul în care se tratează materiile, pentru că el să nu aibă acest decalaj. Iar nu în ultimul rând intră într-un program de pregătire foarte laborios de specialitate, astfel încât el, când ajunge acolo, el are toate cunoștințele necesare pentru a acumula cât mai multe din informațiile care trebuie să le obțină din acest stagiu. Am înțeles. Cineva vă felicită pentru faptul că aveți atât de multe proiecte la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru și mai ales că sunt pe bune, adică selecția este pe bune, spune cineva. Da, vreau să este foarte important că selecția este pe bune,
și trebuie să vă spun că la proiectul care acum vor merge copii în Portugalia, la selecție am invitat inclusiv membrii din Consiliul de Administrație și mă refer aici la consilieri locali care, din Consiliul Local Târgu-Jiu, care au participat și au stat și la probele scrise, inclusiv la interviu. Pentru că este foarte important ca elevul să simtă că atunci când vine la un astfel de interviu, este ceva, așa cum spune interlocutorul nostru, că e pe bune, ci că nu sunt date dinainte, ci că el trebuie doar să facă act de prezență. Da, cineva vă întreabă cum comentați actuala organizare a învățământului tehnologic, învățământul profesional și dacă n-ar fi mai bine ca învățământul liceal să rămână de sine stătător, iar clasele de învățământ profesional să fie doar la anumite licee. Da, învățământul profesional și învățământul tehnic ridică probleme și va ridica probleme pentru că implică resurse, implică agent economic. Trebuie spus ascultătorilor noștri că un învățământ tehnic, un învățământ profesional fără agent economic, degeaba îl faci. Dacă faci practică în agent în laboratorul școlar, în atelierul școlar și nu pleci într-un agent economic și nu ai un parteneriat real unde să elevul să aibă acces la soluții, la substanțe, la materiale, la cu ce va lucra când va termina școala, atunci va avea mari probleme și degeaba îl va face. Cineva spune așa: domnule director, eu am un copil care termină în acest an clasa 8-a. Aș vrea să-l dau la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru, însă mă izbec de o mare problemă. Nu aveți internat, iar ca să facă naveta, noi stăm la 50 de kilometri de Târgu Jiu. Da, acum trebuie să-i spun domnului că nu avem internat, dar sunt multe alte licee în Târgu Jiu care nu au internat. De fapt, numai o parte din liceele din Târgu Jiu au internat, pentru că nici nu cred eu, nu se justifică ca fiecare liceu să aibă propriul internat. Iar aceste internate sunt folosite, chiar dacă elevul are, un singur liceu are internat, acest internat este folosit de 2-3 licee care se află în zona limitrofă. Iar în interiorul consorțiului pe care îl coordonați... Da, avem acces la internat. Da. Încă o întrebare... Vă întreabă cineva câte locuri aveți la admiterea din această vară. Deci semn că a stârnit atenția. Da, cred că în această vară vom avea 5 clase de liceu. E vorba de tehnician ecolog, tehnician în analize produse alimentare, tehnician chimist de laborator și tehnician instalații electrice și vom încerca ceva nou pentru liceul nostru. Liceul nostru a renunțat acum câțiva ani, de fapt atunci când s-au scos școlile profesionale, la învățământul profesional. Anul ăsta, împreună cu 3 agenți economici, încercăm să înființăm o clasă de școală profesională, e vorba de tehnician prelucrarea polimerilor, în care să oferim mai multe lucruri, odată bursă și să oferim angajare la finalul locului de muncă, dar nu pe hârtie, pentru că pe hârtie este ușor să faci și mai mult, după probabil noastră știți, în această perioadă să depun proiectele. Vrem ca acești elevi care vin la această clasă să facă practica de specialitate, nu numai într-un agent economic din Bumbejiu, pentru că acolo va fi un agent economic, de fapt sunt 2 agenți economici acolo care sunt interesați și în zona Artego, ci vrem să facă undeva în Italia practica la o mare firmă de
cauciuc. Da, ar mai fi multe alte de spus, dar uite că da. Se termină. Vă mai spune cineva și cred că ar merge și ca, să spunem așa, ca o lozincă a liceului, un liceu serios cu oameni serioși, așa spune cineva. Da, mă bucur că suntem percepuți așa, să știți că tot ce facem de când începem pe 15 septembrie școala și până o terminăm este ca să, lumea să ne perceapă ca un liceu serios. Domnule Marius Buzerea, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în această seară la emisiunea Viața Gorjului. Eu și eu mulțumesc. A fost emisiunea Viața Gorjului. Cornel Șomucu vă mulțumește pentru atenție. La revedere!